De la Strehaia venim după ei. Breville! Pe cine ați vrut să vedeți? Poftim? Pe cine ați vrut să vedeți? Pe Breville, Varela, Stanciu! Ai făcut poze? Da, m-ai făcut, Răsescu și Vorocea. Pentru Rădăi nu ai venit? Vă dați pentru el. La Cuminor, așa și-a așteptat acest puști idolii la turnul Severin. Copilul s-a bucurat nevoie mare când Mirel Rădăi a acceptat să facă o poză cu el. A fost capitan și a fost numărul 6. Ai vrut să vorbești în Mirel? Da. Văd că ai lacrimi în ochi. De ce? De bucurie? Vreau să ajung și eu pe ei. Josh Fodan? Unde? La ce se duce apăr? N-ai voie să... Și pe ce post? Pe ce post? Cu dreapta. Te-ai dorit să ajungi într-o zi care doi? La venirea steliștilor la Severin nu au fost mulți fani, însă printre ei s-a nimerit să fie o dinamovistă, Lorena, fiica lui Flaviu Stoican, care a mers la cumpărături cu mama sa chiar lângă hotelul unde sunt cazați steliștii. Fii la meci mâine seară? Posibil că o să vin de seară, mâine seară la meci. Sper să câștige, cum v-am spus. Nu sunt stelistă în rită, dar pot să spun că sunt destul de buni, pentru că au câștigat campionatul. La turnul Severin nu a făcut deplasarea Gabriel Tamaș, lăsat în capitală după ce a lipsit nemotivat de la antrenamentul de vineri dimineață.